Pa, Mira. Mamă, ce bine vă stă. Andrei, dar de când a intrat Adelina în casă, nu ai spus că ați vorbit pe ei? Păi n-am recunoscut-o, mă. Cum să nu o recunoști? Ei, n-am recunoscut-o. Bine. Să taci, Amiro, că tu nu știi pe ce pământ trăiești, te-ai trezit și tu e subiectul tău, ești penibilă, iar... Camerele astea... Mamă, lasă-mă cu povești de-astea, am înțeles și eu ce e actuala. Am văzut că e un material fake și am deschis gura, și eu și Radu. Ce e atâta? Ce nu vă convine? Vezi că nu-i rusul tău viața mea. Mine? Vezi că te trag de-amândouă viața mea. Vezi că nu-i rusul tău, lasă-o ușor. Vezi că e cățelușul tău plouat aici, nu mai știi ce să zic. Maria, vezi că e cățelușul tău pe aici. Vezi că eu vorbesc frumos cu gagică ta. Când ți le dau eu să vezi cum ieși afară pe ușa, cum ai mai ieșit de câteva ori. Băi, aia, le dau eu, ieși și tu ieși și ea după tine. Și dacă gagică tu duce femeie și o să te ducă și pe tine după, ce e problema mea? Am poze cu tine într-un pat cu un bărbat? Sunt virgină. Sunt virgină. Păi scuză-mă, realitatea e alta. Sunt virgină și nu beau, cred că mă încurc cu tine. Ce faci, Amira? Bună, Amira! Pa, Amira! Mamă, ce bine vă stă! Îngropați-vă să nu vă despartă nimeni. Păi dacă ne stă bine, decât cu Paul care latră când vorbește. Paul n-are o treabă, n-are niciun... Paul! Vezi, mă, că nu-l interesează. Păi, e fata asta pentru care spune că-ți place. Tu vorbești cu Romeo acolo. Ce vrei, mă, vrei să cam lângă tine? Mă negrișează. Vrei să ce vrei? Unde merge ea, bă, Andrei? Unde merge ea? Vrei să mergi și eu? Ea a venit lângă, ca să vezi că Radu are mai mare interes. Ea a venit aici și Radu a venit după ea să arată-o de gât, arată-o asta. Păi tu n-ai interes. Paul, îi place de Mariana. A, lui Paul, lui Paul. Da, îmi place de Mariana. Mariana! Te iubesc! Dragi, se criu pe tine să nu răcești. Caș, Paul. Vreau și cu el cadru, că vrem o poză. Vrea și el cu mine poză. Nu cu mine. Bă, dacă femeia pe care o plac eu, să știți, dacă femeia pe care o plac eu acceptă ca toată lumea să o ia în brațe și să facă ce vrea, păi ce? A, mă, termină-te, mă, dacă ea chiar mă place și așa, da, și ala, chiar mă place și așa, nu ai cum să, n-ai cum să accepte toată lumea ca să te ia în brațe, să, nu știu, să încerce să te pupe, mai ales să te pupe pe gură lumea. Andrei, Paul, Andrei, împreună cu aia, că eu stau așa lângă Andrei, aia, acum o să facă spunul ăsta. Păi, Paul, du-te și tu, du-te și tu și ala în brațe. Nu suntem într-o relație. Mie îmi place de tine și poate că mă deranjează. Păi și tu. Auzi, aia, asta o duci în casă seara să-i faci cunoștință cu familia și a doua zi când vii de la muncă e cu... Dacă nu, dar tu n-ai văzut. Și tot pe tine te ceartă când ai prins-o cu... Și tot pe tine te ceartă că de ce ai prins-o cu ea. Da, nici lui Paul nu-i place de ea, fiindcă dacă îi place de ea. Nu-i place lui Paul de ea. Nu-i place. Hai, ce treabă, acum vorbim și el să... Normal. Adormă. Nu, pe el, acum l-a afectat că am vorbit și acasă cu el. Nu eu, dar, na. L-a afectat mai mult din partea asta orgoliului bărbătesc masculin, știi? Adică nu pe că... Cum, mă? Că a vorbit, adică el i-a dus flori, i-a scris. Dar vorbești non-stop cu el, eu am văzut că vorbești non-stop cu el, da. Eu nu înțeleg. Păi ea vorbește cu oricine îi scrie, care... n-ai auzit-o. Oricine îi scrie, iar răspunde. Hai. Se audă tarabane cu ritmuri orientale, să vedem ce talent are, cum se mișcă din mijloc, să dați volumul mai tare cu fiecare. Și mai sentimentale, m-a zăpăcit de tot. Mamă, ce tale tare, de foc cu vinul mă tot. Deci, Paul, în loc să vorbească cu mine, ce vorbește cu Mariana? Nu iau ochii de la ea. Hai, da, mișc așa, dau tot ce am pentru ea. Adelina mea. A, pentru mine! A, cum ați place! Gata, șarap! Bravo, Selatin! Nu te mai votez! Te chiar-o! Nu te mai votez, gara! Foarte bine, dacă m-ai votat, dacă m-ai votat și așa ai simțit, apreciez lucrul ăsta foarte mult, să știi. Cu ce invidios, uite, ăsta nu te mai uita, mă, așa invidiosul. Mâine ți-a dus și ție flori, Amira. Nu-mi plac florile, nu. Ei, și ce? Ți-aduc o ciocolată. Da. Dar tu mai multă. Ți-aduc stemplea și tu. La Amira merge. Să faci și tu bulanele mari, Amiro. Să faci tu bulanele mari, ca lumea. Nu, că mie îmi place așa skinny criminal. Ți-aduc niște geleuri, ți-aduc... Nu, că aia e cu geleurile, eu nu. Asta, da. Cum o cheamă? Dar de ce nu-i spui pe nume? De ce nu-i spui pe nume? Eu nu știu cum o cheamă. Magdalena. Magdalena. Păi, Paul, dacă nu... Hai, mă, Mira, spune pe nume, numai Paul. Și Paul.
Bă. Nu te mă, Paul, ia-o de nevastă și plecați acasă, ce vrei de la mine? Bă, lasă că până la nevastă... Până la nevastă ți-o iau ăștia toți pe aici. Lasă! Păi nu știu... Asta spun și eu. Ia dacă accept aceste... Băi, Paul... E o femeie cu sigur. Nici măcar de iubită, nici măcar de prietenă pentru... Să te, băi, băi, să te simți bine. Acum, înțeles? Să te simți bine. Dar tu dacă... Aveai, am vorbit eu de acolo și vorbeai cu ea. Vezi că acolo grădina am vorbit numai eu, ea nu a vorbit. Că nu, păi înseamnă că n-are interes în tine. Are interes, nu știu, are interes, de ce nu are, într-adevăr. Aștept să văd în parcurs dacă chiar are interes. Are timp, Paul, lăsați-l. Da, nici. Gata, Paul, nu te mai enerva că n-are rost. Dar nu mă enervezi deloc. Stai niște acolo, ai pierdut... Dar nu pierd nimic. Ai mai pierdut încă un. Eu în viață nu pierd nimic, să știi. Ca te ridici și ai la început. Doar învăț în viață. Paul, de când nu pierd nimic, cred. Paul, da. Ai mai pierdut încă una. Bă, ce se spune? Poate că o pierdere este un câștig. Andrei! Da. Probabil Adelina te place pe tine. Pe mine? Da, și eu cred la fel. Ia uite-o, ia uite-o. Amira! Amira! Da? Să știi, să știi și tu că de multe ori o pierdere poate fi un câștig. Exact. Bine vă vorbe, Paul. Eu zic că ai câștigat, Paul. Eu zic că n-ai pierdut nimic. Știe. M-a scoată. Și din grădină a pune pe cap. Și din grădină ne mănâncă asta viața mult. Ai seama? De ce mă fi supărat? Amira, e supărată, mamă. Eu n-am nicio treabă. Adelina! Dacă ea-ți acceptă ție. Mariana! Ariana! Eu nu mai am... De ce îi faci de-astea la fată? Ola! Adelina! Da! Nu e așa că ți-e-ți place de Andrei? Mă duc cu planta asta, că mai place de Andrei? Mie de Andrei? Da. Cine a zis? Mariana. Mariana. Am zis că l-am pus în top 3 fizic. Oricum ați vorbit și pe Instagram, adică probabil vă placeți acolo. Există o... Aia! Tu n-ai nimic de spus! Uite și tu la ea, aia! Aia! Cum ai dat voie să vorbească așa ceva? Aia am de spus aseară. Ce să spun? Aia... Da. Dar de ce când ai... Andrei, dar de ce când a intrat Adelina în casă nu ai spus că ați vorbit pe... Păi n-am recunoscut-o, mă! Cum să nu o recunoști? Ei, n-am recunoscut-o! Minți! Aia! Minți! Aia! Andrei! Da. Eu cu fata asta am vorbit în ianuarie, înțeles? Iar tu m-ai tras pe mine la răspunderea seara de ce am vorbit în ianuarie. De vorbit ați vorbit? Dar tu în ianuarie nu erai în casă! Ați vorbit! Băi, ca... era în casă. Fii atent, aia, ca să lămurim treburile astea. Nu eram în casă. E, dar ce mai avea? Una la mână. Nu eram... El a spus că știa că intră pentru mine cu multe. Da, păi știam din octombrie, aia din octombrie. Păi din octombrie! Nu mai vorbești cu alte femei! Băi, Mariana! Nu am vorbit cu ea în ianuarie! Mariana! Andrei, dacă tu chiar știai că ești... Da, mă lasă-l, m-a vorbit Paul! Hai, lasă, că am dat, dacă tu chiar știai că intri pentru aia... Auzi-te la... Dar eu i-am arătat. Aia, nu ți-am arătat mesajele aia, eu ți le-am arătat. Dacă da. Că, dar nu am zis că nu. Băi, eu știu că urmează să intru. De ce nu ai spus? Da, hai, Mariana, de ce v-ați strâmbec când place de Andrei? Că eu i-am arătat mesajele. Nu, de ce nu ați spus că voi ați vorbit în momentul în care ai intrat? Eu n-am spus, i-am spus lui aia, i-am spus în privat. Nu veneam aici, eu mă trezeam să spun că am vorbit cu Andrei. Dar băieții, când a intrat în casă, nu te-au întrebat dacă cunoști... Dacă cunoști. Băi, nu, n-au întrebat-o, ci nici eu n-a recunoscut-o. Păcat! Dar ce ai, măi, cum să nu... Tu să taci, Amiro, că tu nu știi pe ce pământ trăiești, ai trezit și tu e subiectul tău, ești penibilă, iar... Ai vorbit cu o grămadă de femei de România. Ai zis tu că te înjosești dacă te bagi în subiect, ce cauți? Mariana, cred că a înlămurit situația aseară. Da! Am vorbit cu fata în ianuarie, iar eu am ajuns aici în februarie, da? Fata mi-a scris... Ba nu, azi în ianuarie, fiindcă... Bine, în februarie, eu am venit pe data de 24 aici. Azi va avea în februarie. Mariana! Nu, Mariana! În ianuarie! În casă, ce ai? Eu am venit pe 24 februarie, am venit aici, iar ea mi-a mai scris... Păcat! Ei! Pe 6 februarie am fost în România și tu ai fost în România! Pe 23 februarie era ziua mea, ce minți! Ai dreptate, ai dreptate. Păi în ianuarie am venit. În ianuarie am venit pe 24 ianuarie. Când ai venit aici? Stați-mă să lămuresc, stați puțin. Când ai venit aici? Pe 24 ianuarie, iar eu am vorbit cu ea până să vin aici, pe 16. Iar ea, Mariana, lasă-mă să termin. Iar ea mi-a mai scris pe 3 februarie, eu fiind în casă și începând ceva cu aia, nu i-am mai răspuns. Lasă, că n-am văzut mesajele, dar tu ai vorbit cu ea înainte câteva zile să intri în casă. Și tu ai spus în felul următor că tu știai de foarte mult timp că vrei să intri pentru aia. Păi știam, Mariana. Eu știam din noiembrie că vreau să intru pentru aia, da. Dar nu s-a putut. Dar între timp tu ai mai încercat să mai vorbești cu alte femei, nu?
Eu sunt băiat simțit. Am venit până aici, n-am intrat în camera fetelor. Am venit până aici. Pot să înainte și eu? Să vii să te superi atunci când o veni o femeie și tu arăta mesaje dintre mine și ea de când sunt eu în casă. Poate da? Vine. Păi nu o să vină, îți garantez eu că n-are cine să vină. Bine. O să vezi. Da, ești ironic. Nu sunt și nu voi fi ironică pe chestii din astea. Este greșeala mea și punct. Dar nu accept ca o persoană de lângă mine să renunțe la anumite lucruri doar pentru mine. Ce vrăjeală ai pe capul tău. E vrăjeală, nu? Ești, mă, e vrăjeală. Măi, Codruț. E vrăjeală, nu? Singurul vinovat pentru ceea ce fac eu acum, doar tu ești! Tu îți vezi fața! Măi, fetelor! Măi, fetelor! S-a dovedit, ai văzut, ți-am arătat fără să vreau. Fata venit și ți-a arătat un mesaj în care eu nu i-am mai răspuns decât eram în casă. Tu mi-ai arătat? Eu ți-am arătat, da. Dar tu mi-a arătat. Da, ea i-a arătat prima. Și așa. Dacă știi că ai vorbit cu ea, de ce nu ești cunoaște? Ei, n-am știut, mă. Ei, deja de 4 zile și ea abia seara ți-a spus. Dar eu acum ți-a spus. Băi, hai să vă zic eu o treabă. Mă trageți la răspundere că am vorbit cu ea, am schimbat două mesaje. Dar când a fost vorba de altcineva care a fost prin casă, pe aici n-ați mai sărit așa. Ce? Cine, mă? Mă încănasul, m-ați elevat. De cine vorbești, mă? S-a răcit Andrei, îmi place de cine. De cine vorbești care a fost în casă și nu te-a dat? A mai fost o discuție, nu mai vreau să o aduc în discuție pe aici. Știți foarte bine de cine e vorba și eu am terminat cu ea. N-am avut nicio treabă, văd că vă deranjează că am vorbit cu fata asta, am schimbat două mesaje, că nici măcar nu eram în dar casă. Dar de ce nu i-ai spus lui aia tu înainte de că nu am recunoscut-o, când am avut ceva să-i spun a ei, i-am spus, acum nu am recunoscut-o, am vorbit cu fata pe mesaje, două mesaje și am atâta tot. Dar ce, mă, așa mare diferență între Instagram și realitate? Băi, Mariana, am vorbit cu fata, am vorbit cu fata, am văzut-o pe fată în Constituție, că s-a uitat la mine ca să o dăm pe față, dar era noapte. Ba, nu-i adevărat, era în mașină, Andrei, era în mașină și ți-am văzut mașina, că știu numărul de matriculare, așa. Te-am văzut pe tine. Bine, te-am văzut pe mașina, te-am văzut mașina, eu am văzut că fata s-a uitat după mine, ea mi-a dat mesaj, iar eu am întrebat-o, ești fata din Constituție care te uitai după mine? Sau cam așa ceva. Langoși? Bine. Asta a fost tot. Am vorbit cu toate fetele care le vei vedea la Constituție, că probabil după ce vei ieși din casă se vor uita mai multe. De ce, Mariana, voi pleca singur din casă de aici? Eu plec cu rație de aici. Păi nu mai am dacă nevoie. Dacă tu ieși afară cu băieții și aia rămâne acasă. Și cu nașul. Nu ies eu cu băieții, nu fac de asta. Cine ești, mă? Ești cu nașul, uite la aici. Nașul, lasă că nașul te învață la mai multe pozite. Vezi că ăsta rupe la femeie. Cea mai mare pierdere dacă ești comunist. Lasă, lasă, că nașul la câte prostii are în cap. Deja ai pierdut dacă ești cu comunist. Să rămână, să rămână. Mersi. Andrei. Nu. Mariana, o avea nașul prostii în cap, dar ține cont de aia. Ai văzut de câte ori fac vreo prostie, mă trage la răspundere puțin. Vezi că nu faci bine, mai dă-o sfat. Hai că mai zic eu câte ceva. Iura și ia apărarea lui aia, că și aia e apărarea lui. Da, știi de ce? Știi de ce a început să ia apărarea, nu? Că te-ai băgat tu, că mi-ai tu mie apărare. Niciodată. Ca să facă contre oarecum. Normal. Înainte, cum îți spunea, închide telefonul, nu mai sta prea mult la discuție. Așa cum ai niciodată nu i-am zis lui Andrei să închidă telefonul. Acum spune, n-are treabă, dar bă, nu i-am zis să închidă telefonul, i-am zis, bă, dacă tot spui că închizi telefonul, închide telefonul, nu mai zic că-ți închid telefonul. Dar de ce trebuie să-i spui tu? Păi da, mă, dar chestia asta, adică e o minciună. Nu e o minciună. Bă, da, dar o amenință să vadă ce faci. Te ameninți cum ar veni. Nu trebuie să faci chestia asta, nu trebuie să presezi. Și ce? Care e problema ta? Trebuie să-i spui tu lui, să-i mai spui încă o dată. Da, sfat, bă, măcar nu mai zic treaba asta. Fii lângă ea, vorbește cu ea și... Hai că vă las să vorbiți. Pune iepuraș. Ia uitați-l pe Alexandru când auzi că vorbim toți fără. Hai, Mariana Comăniți. Mariana! Mariana! Copilul probun. Comăniți! Alexandru, te perși, nu mai ai cuvinte? Dacă votăm băieți în gala asta... Comăniți, vorbește! Îi dau 10 voturi, Paul. Nu vreau să se ia pe ăsta Alex de mine, că de ce vorbesc cu Mariana, având... Păi până acum ai vorbit cu Mariana, Alex, și nu are nebunii de astea în cap, doar tu ai putea avea chestii. Nu, ieri trăgea la cetează, domnule, de ce nu m-a tras la răspundere, m-a întrebat dacă am vorbit cu tine, nu m-a tras la răspundere. Nu o să mă tragă nici Alexandru, nici tu vreodată în viața asta. Dacă eu am chef să vorbesc cu oricare dintre voi, vorbesc.
sunt o femeie liberă și fac punct. Ce vreau. Nu am relație cu niciunul dintre voi în acest moment. Punct, așa? Mariana. Zile. Și punct. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.